Astăzi, domnul ministru al finanțelor a fost mai cuminciuar ca la comisie, nu știu ce ați făcut, domn președinte, dar vrem totuși să reiterăm așa o situație. Domnule ministru, totuși dumneavoastră ceea ce ați prezentat azi raport în fața deputaților, ați prezentat așa un raport exhaustiv asupra la întreaga situație din Republica Moldova, ceea ce ține în domeniul inflației, dar nu v-ați referit deloc la ceea ce a fost scris în moțiune, de fapt. Și vreau să atrag atenția că în moțiune noi am atras atenția asupra la niște lucruri care evident au avut loc și vrem să știm viziunea Ministerului sau poziția Ministerului, de ce nu a intervenit atunci când a fost necesar. Aici se referă și la creșterea prețurilor la produse, inclusiv le-am dat și categorii. Aici se referă și la situația ce măsuri au întreprins țările din regiune și am dat și exemple concrete pe cazuri concrete, dar Ministerul așa și nu s-a expus asupra lucrurilor este. Deci noi așteptam de la Minister, sau cel puțin vrem să știm viziunea Ministerului, de ce nu a venit cu anumite instrumente stimulatorii. Pentru, unu, dacă este vorba de creșterea procentelor la creditele ipotecare și nu în cele de urmă la proiectul Prima Casă, ce măsuri a întreprins ministru sau Ministerul Finanțelor pentru a veni cu o stimulare, cu o motivare sau cu o menținere a capacității de a plată pentru acele persoane fizice care au apelat la asemenea proiect. Ori, dacă vorbim de creșterea prețurilor la produsele petroliere, la carburanți, am vrut să știm ce măsuri concrete. Ceea ce spuneți noi, 100% pentru accize în agricultură, păi, ministrul agriculturii a spus data trecută că niciunul încă nu a apelat la asemenea măsuri stimulatorie. Dacă noi vorbim despre faptul că noi să spuneți că sunt măsuri populistice ce a propus opoziția. Păi stați, dragii mei, plafonarea salariilor la demnitarii publici până la 2 salarii medii minime, asta ce e măsură populistă? Doar este o măsură care dă economii pentru ca dumneavoastră să vă îndepliniți misiunea mai bine. Sau dacă am spus instituirea unui moratoriu pe 90 de zile, păi el asta și-a avut în vedere situația ceea ce ține de creditele ipotecare pe care le-au antrenat persoanele fizice până la apariția acestei inflații, care dumneavoastră de fapt ați văzut-o destul de promițătoare, de 5%, dar azi noi avem 30%. Păi ce facem mai departe? Îi lăsăm pe cetățeni așa singuri discurci, pentru că ei astăzi îți lăsați în voie soarte și agenții economici și cetățenii și singuri trebuie să-și hotărească întrebarea. Dumneavoastră le promiteți doar că vom elabora. Păi când? Odată, spuneți termeni concreți. Atât domnul coleg care a dat întrebarea cu creditele ipotecare a spus că 2-3 săptămâni e mult. Astăzi trebuie de intervenit. Și dacă noi să spuneți că ați venit cu fel de măsuri în susținerea cetățeanului, inclusiv măsuri compensatorii pentru serviciile comunale, atunci eu vreau să vă atrag atenția la un singur indicator. În 2021, TVA care a fost planificată în buget a fost de 20 de miliarde de lei. Inspectoratul fiscal, sau mai bine zis, bugetul național, a acumulat 25 de miliarde de lei, deci 5 miliarde în plus. Dar dumneavoastră ați dat numai 3 miliarde. Fix același lucru s-a întâmplat și înainte de anul nou, când ați încasat 700 de milioane la TVA suplimentar și le-ați dat numai 421 și acelea așa ca printre degete. Deci, în felul ăsta, domnul ministru, tot stimă și respectul. Ministerul Finanțelor nu este contabil, cu toată stima și respectul față de această profesie, pentru că singur sunt contabil, el nu trebuie să contabilizeze post factum ce prostie a făcut. Deci el trebuie să vină cu măsuri concrete, care să fie de lungă durată. Nu să spună că, iată, pentru luna iulie-august nu o să avem mari turburențe. El trebuie să vină cel puțin cu un an de zile înainte, pentru că astăzi agenții economici stau cu banii care i-au câștigat în perioadele precedente, circa 30 de miliarde de lei, stau cu banii în cont. Pentru că e mai bine să stai cu banii în cont decât să mergi la risc. Pentru că el nu știe unde merge. În felul ăsta, domnul ministru al finanțelor, eu vă rog mult de luni deja să transmiteți acelor primării care astăzi se confruntă cu probleme că au achitat serviciile comunale în iarnă mai scump cu decât a fost preconizat în buget și dumneavoastră astăzi le spuneți că o să le dăm. Păi, dar cât o să fie inflația până în decembrie? Nu puteți să spuneți. Sau ce cheltuieli o să aibă ei? Tot nu puteți să le spuneți. În felul ăsta, nu vă spărați, domn ministru, dar
Câteva secunde, vă rog. Mai bine vă dați demisia de onoare decât să vă duceți cu rușine. Asta e sfatul nostru. Nu ați făcut nimic bun, măcar nu le faceți mai rău la oameni.